Bună ziua, mă numesc Rodica Cocalea și astăzi vom discuta despre rapoarte și proporții. Iată ce este raportul, da? Deci, fiind date două mărimi A și B exprimate în aceeași unitate de măsură, spunem că raportul dintre A și B este numărul A supra B. Știm că linia de fracție este operație de împărțire. Mărimile A și B se numesc termenii raportului. Un exemplu, scrieți raportul numerelor 24 și 48 și calculați valoarea raportului. Deci 24 supra 48 putem simplifica cu 24 și ne va da 1 pe 2. Deci valoarea raportului este 1 pe 2 sau altfel scris 0,5. Iată exemple de rapoarte. Deci, pentru a compara două mărimi de același fel, putem să folosim și raportul măsurilor lor, dar atenție, exprimate cu aceeași unitate de măsură. Deci, dacă vrem să facem raportul a două segmente, AB supra CD, exprimate amândouă în centimetri, raportul lor va fi 3 cm pe 7 cm, deci valoarea raportului este 3 supra 7. Pentru a compara două mărimi diferite, folosim raportul unitar, adică prețul unitar fiind prețul total supra cantitatea respectivă. De exemplu, 3 kg de zahăr costă 10,50 de lei, 10 lei și 50 de bani și să aflăm cât este prețul 1 kg de zahăr. Deci avem 10,50 supra 3, pentru că avem 3 kg de zahăr și rezultatul va fi 3,50 de lei pe kilogramul de zahăr. Alte exemple. Pentru a ordona mai multe mărimi, putem să folosim raportul procentual. De exemplu, un teren agricol are 150 de hectare. În prima zi se ara 30% din suprafața lui, iar a doua zi 40% din întreaga suprafață. În ce zi se arată o suprafață mai mare? Deci se poate calcula și 30% din 150 de hectare, respectiv 40% din 150. Dar putem să și comparăm fără a ști exact care este suprafața terenului agricol. Deci 30% este mai mic decât 40%. 30% însemnând 30 supra 100. Pentru a compara șansele de realizare a unui eveniment, folosim probabilitățile. Probabilitatea realizării unui eveniment este numărul de cazuri favorabile supra numărul de cazuri posibile. De exemplu, ce probabilitate avem ca la aruncarea unui zar să ne apară fața cu numărul 6? Pe un zar are 6 fețe, numerele de la 1 la 6, deci cazuri posibile sunt 6, poate să-mi apară oricare din fețele 1, 2, 3 până la 6, dar favorabil este să apară fața cu numărul 5, asta este o singură față și atunci probabilitatea va fi 1 supra 6. Care este probabilitatea ca prin aruncarea unui zar să apară o față cu număr par? Deci fețele zarului au numerele de la 1 la 6, deci 6 cazuri posibile. Favorabile ar fi fețele cu cifră pară, adică 2, 4, respectiv 6. Avem în total 3 cazuri favorabile și atunci probabilitatea este 3 supra 6, simplificat 1 pe 2. Scara unei hărți este raportul dintre distanța pe hartă și distanța în teren. De exemplu, avem o hartă cu scara 1 la 1000. Dacă între punctele A și B pe hartă avem 5 cm, care este distanța între ele în realitate?
Deci, pe hartă, un centimetru, dacă scara este 1 la 1000, înseamnă că un centimetru de pe hartă este egal cu 1000 de centimetri pe teren, în realitate. Atunci, 5 centimetri pe hartă va fi egal cu 5 ori 10 metri, adică egal cu 50 de metri. Concentrația unei soluții este un alt raport, care e raportul dintre masa substanței care se dizolvă și masa amestecului, adică a soluției. Iată și un exemplu. În 190 de grame de apă se dizolvă 10 grame de sare. Care este concentrația soluției? Deci masa substanței este ce reprezintă cele 10 grame de sare. Masa amestecului va fi apa, 190 de grame, plus cele 10 grame de sare, adică 200 de grame de amestec. Atunci concentrația va fi sarea, 10 grame de sare, supra 200 de grame de amestec. Dacă simplificăm cu 2, va fi 5 supra 100, adică concentrația va fi 5%. Titlul unui aliaj este raportul dintre masa amestecului prețios și masa aliajului. Se face un aliaj din 16 grame de aur și 234 de grame de cupru. Care este titlul acestui aliaj? Deci metalul prețios, masa metalului prețios este de 16 grame de aur. Masa aliajului va fi 16 plus 234 de grame de cupru, adică în total 250 de grame de amestec. Titlul aliajului va fi raportul dintre 16 și 250, adică 0,064. Ce înseamnă o proporție? Proporția este egalitatea a două rapoarte, deci A supra B egal cu C supra D, unde, bineînțeles, numitorii sunt diferiți de 0. B diferit de 0 și D diferit de 0. A, B, C și D se numesc termenii raportului. A și D, da, A și D se numesc extremi, iar B și C se numesc mezi. Iată un exemplu de raport. 5 supra 3 egal cu 20 supra 12. Ce observăm? Că dacă mulțim 5 ori 12, adică extremii între ei, ne dă egal cu 3 ori 20, adică produsul mezilor. Da? 60 egal cu 60. Aceasta nu reprezintă altceva decât proprietatea fundamentală a proporției, și anume, într-o proporție, produsul extremilor este egal cu produsul mezilor. Da? Să verificăm încă o dată. 6 supra 4 egal cu 3 supra 2, deci înmulțim pe diagonală, deci 6 ori 2 egal cu 4 ori 3, 6 ori 2, 12 egal cu 12. Proporții derivate. Putem să facem proporții derivate cu aceiași termeni sau cu termeni diferiți. De exemplu, obținem tot o proporție dacă schimbăm extremii între ei, mezii între ei sau inversăm fiecare raport. Putem să facem proporții derivate cu alți termeni. Dacă la numărător adunăm și numitorii sau scădem numitorii, același lucru la numitor, sau dacă amplificăm practic un raport cu K, putem de asemenea să și simplificăm unul din rapoarte. Mărimile, diferite mărimi pot să fie direct proporționale sau invers proporționale. Spunem că două mărimi depind direct proporțional în următoarele situații. Dacă una din ele se mărește de un număr de ori, atunci și cealaltă tot se mărește de același număr de ori. Bineînțeles că dacă una din ele se micșorează de un număr de ori și cealaltă trebuie să se micșoreze de același număr de ori. Deci dacă avem
mărimile ABC, care se află în proporționalitate directă cu XYZ, atunci se poate forma un șir de rapoarte egale, A supra X egal cu B supra Y egal cu C supra Z. Iar valoarea acestui șir de rapoarte se numește factor de proporționalitate. De exemplu, 5 caiete costă 35 de lei, întrebarea este cât costă 7 caiete. Deci dacă 5 caiete costă 35 de lei, atunci 7 caiete de același fel ar trebui să coste mai mult. Vreau să cumpăr mai multe caiete, îmi trebuie mai mulți bani. Deci se poate forma o proporție, 5 supra 35 egal cu 7 supra X, unde X este prețul celor 7 caiete. Folosesc proprietatea fundamentală a proporției, deci 5 ori X va fi egal cu 35 ori 7, de unde X va fi egal cu 35 ori 7 supra 5. Simplific, 35 cu 5 îmi dă rezultatul 7, de 7 ori 7 egal cu 49 de lei îmi trebuie pentru cumpărarea celor 7 caiete. Un alt exemplu. Un automobil merge cu o viteză constantă de 50 de km pe oră. Atunci înseamnă că într-o oră va parcurge 50 de kilometri. Se pune problema în două ore, cât o să parcurgă? Păi de două ori mai mult, adică 50 ori 2, 100 de kilometri. În trei ore, cât o să parcurgă? 50 ori 3, deci 150 de kilometri. În 4 ore, 50 ori 4, 200 de kilometri, iar în 5 ore, 250. Dacă facem o diagramă, observăm că într-o oră parcurge 50 de kilometri, în 2 ore 100 de kilometri, în 3 ore 150 de kilometri, deci observăm că punctele, obținem o dreaptă, da, care este crescătoare. Mărim invers proporțională. Spunem că două mărimi depind invers proporțional una de cealaltă în următoarele situații. Dacă una din ele se mărește de un număr de ori, cealaltă se micșorează de același număr de ori. Deci mărimile ABC sunt invers proporțional cu mărimile X, Y și Z. În acest caz, putem să formăm un șir de produse egale. A ori X egal cu B ori Y egal cu C ori Z. Sau, folosindu-le de proprietățile de la înmulțire-împărțire, observăm că putem să scriem și următorul șir de rapoarte. A supra 1 pe X egal cu B supra 1 pe Y egal cu C supra 1 pe Z. Adică, cu alte cuvinte, mărimile ABC vor fi direct proporționale cu inversele numerelor X, Y și Z. Un automobil merge cu viteza de 120 de km pe oră. Deci, cu alte cuvinte, într-o oră parcurge 120 de km. Cu ce viteză trebuie să meargă pentru a parcurge cei 120 de km în 2 ore, în 3 ore? Deci, dacă într-o oră parcurg 120 de km și aceeași distanță de 120 de km vreau să o parcurg în 2 ore, deci în timp mai mult, mai mare, atunci viteza se va micșora. Deci timpul crește, iar viteza se micșorează. E vorba de proporționalitate inversă. Deci 120 de km împărțit la cele 2 ore de parcurs obțin 60 de km, la 3 ore 120 împărțit la 3 va fi 40 de km pe oră, 120 împărțit la 4 va fi 30 de km pe oră și dacă vreau distanța aceasta să o parcurg în 5 ore, 120 împărțit la 5 vor fi 24 de km pe oră.
Dacă reprezentăm grafic această dependență, observăm că într-o oră parcurg 120 de kilometri, în 260, deci obțin o curbă descendentă. Regula de 3 simplă este procedeu pentru determinarea unei necunoscute folosind o schemă de genul acesta, unde mărimile sunt direct sau invers proporționale. De exemplu, 3 kg de mere costă 15 lei, cât costă 7 kg de mere de aceeași calitate. Deci 3 kg 15 lei, 7 kg x lei. Deci dacă vreau să cumpăr mai multe kilograme de mere, voi plăti mai mulți bani. Putem folosi, scrie o proporție. 3 pe 7 egal cu 15 pe x. Scoatem necunoscuta, deci x va fi egal cu 7 ori 15 supra 3. Simplifica 15 cu 3 ne dă 5, 7 ori 5, 35 de lei. O altă problemă, 4 muncitori execută o lucrare în 6 zile. În câte zile execută acea lucrare 3 muncitori, lucrând în aceleași condiții? Deci dacă am 4 muncitori la lucru, termin lucrarea în 6 zile, dacă îmi vin 3 muncitori, deci mai puțini muncitori la lucru, atunci automat numărul de zile crește. Deci e vorba de proporționalitate inversă. Putem scrie proporția 4 pe 3 egal și aici inversăm x supra 6, scoatem x-ul și va fi egal cu 4 ori 6 supra 3, simplificăm 6 cu 3, 4 ori 2, 8 zile. Cir de rapoarte egale. Deci dacă am mai multe rapoarte cu egalitate între ele, se formează un șir de rapoarte egale și avem o proprietate și anume că șirul de rapoarte egale va fi egal mai departe cu suma numărătorilor supra suma numitorilor. Aflați măsurile unghiurilor unui triunghi, știind că acestea sunt invers proporționale cu numerele 0,1, 0,3 și 0,1 perioadă 6. Dacă notăm măsura unghiului A, deci triunghiul ABC, măsura unghiului A notăm, de exemplu, cu A mare, măsura unghiului B cu B mare, măsura unghiului C cu C mare, știm că suma măsurilor unghiurilor într-un triunghi este egală cu 180 de grade. Și acestea știm că sunt invers proporționale, deci mărimile ABC se află în proporționalitate inversă cu 0,1. Pe scris sub formă de fracție, acesta înseamnă 1 pe 9. 0,3 în perioadă este 3 supra 9. 0,1 perioadă 6 înseamnă 16 minus 1 pe 9, 10. Același lucru este cu a zice că mărimile A, B, C se vor afla în proporționalitate directă, dar cu inversele acestor numere. Adică inversul 1 pe 9 e 9, inversul 3 pe 9 este 9 pe 3 împărțit ne dă 3, 16 minus 1 e 15 pe 90 inversat 90 pe 15 care este 6. Avem direct proporționalitate, deci putem forma un șir de rapoarte egale. A pe 9 egal cu B supra 3 egal cu C supra 6. De la șir de rapoarte egale știu că putem să adunăm numărătorii A plus B plus C supra suma numitorilor 9 plus 3 plus 6. Dar A plus B plus C fiind laturile unui triunghi, suma e 180 de grade, supra 18, adică 10 grade. Și atunci, A supra 9 egal cu 10 grade, de unde A egal cu 90 de grade, B supra 3
egal cu 10 grade, adică B va fi 3 ori 10, 30 de grade, respectiv C supra 6 egal cu 10 grade, adică C egal cu 60 de grade. Mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!